Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Muzeul Național de Istorie a României. Astăzi, cu ocazia Opții Muzeelor, deschidem o expoziție foarte interesantă, o expoziție în premieră la Muzeul Național de Istorie, pe un tem în premieră la Muzeul Național de Istorie a României. Este vorba de o expoziție dedicată istoriei vezi desenate românești. Sigur, cel care are meritul de a ne propune și de a realiza această expoziție este Alexandru Ciubotariu, care a strâns de-a lungul vremii o colecție impresionantă de benzi desenate românești, de la începuturile acesteia și până în zilele noastre, fără să mai amintesc și faptul că el este un creator prolific de bandă desenată și un artist contemporan foarte, foarte apreciat. Este o expoziție interesantă. Sper să aibă succes, să prindă. Sunt convins că publicul tânăr va fi interesat de această expoziție, dar nu numai publicul tânăr, pentru că sunt, așa cum am spus, adevărate documente din ultimii 160 de ani, astfel încât sunt sigur că toată lumea va găsi ceva interesant de care să profite atunci când va vizita această expoziție. Expoziția este însoțită și de un album foarte frumos, foarte bine documentat, foarte bogat ilustrat, pe care Alex l-a realizat și l-a și așa suportat, ca să zic așa, costul tipăririi acestui catalog. Este o operă care sunt convins că va sta bine în orice bibliotecă din țara asta. O să îl rog pe domnul profesor Alin Ciupală să ne spună câteva cuvinte, pentru că a lucrat de aproape cu Alexandru la mai multe proiecte și sunt sigur că ne va spune multe lucruri interesante. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că, în ciuda acestei vremi neprietenoase, sunteți alături de noi la deschiderea acestei expoziții, care este fără îndoială un eveniment. În primul rând, trebuie să mulțumim Muzeului Național de Istorie a României, pentru că și de data aceasta este alături de colecționat. Ceea ce vedem aici reprezintă piese dintr-o colecție privată. De asemenea, alături Muzeul Jucăriilor ne oferă foarte frumoase și interesante piese dintr-o altă colecție privată. Vedem cum o instituție publică, o instituție foarte importantă, poate cea mai importantă din București, un muzeu național, își deschide porțile pentru colecțiile particulare și să sperăm că această colaborare va continua, pentru că de multe ori colecțiile private, mai mari sau mai mici, nu-și găsesc un spațiu potrivit de expunere și nu ajung la cunoașterea, la întâlnirea cu un public mai larg. În al doilea rând, trebuie să-i mulțumim pe Alexandru Ciubotariu. Alexandru Ciubotariu este, în primul rând, un creator, este un artist, creator de bandă desenată. În vitrinele din cartea mea putem vedea câteva dintre albumele realizate de-a lungul timpului de Alexandru Ciubotariu. Dar, în același timp, el este și un cercetător. Este un iscoditor în arhive, în biblioteci, iar rezultatele acestor cercetări le putem vedea în
și lucrările pe care Alexandru Ciobotaru le-a publicat. Expoziția de astăzi ne oferă prilejul lansării celei mai recente lucrări scrisă de Alexandru Ciobotaru, pe care o putem vedea în vitrina verde, 155 de mii de pieți desenate în România. A venit un moment de început al acestui fenomen, 1860, până de curând Alexandru Ciobotaru reușise să documenteze debutul fenomenului pieți desenate în România cu 30 de ani mai târziu. Iată că cercetări recente au coborât cu 3 decenii în acest moment și probabil că viitoarele cercetări ne vor indica un moment și mai pictorial. În al treilea rând, Alexandru Ciobotaru este un colecționar, adică este un om care nu doar descoperă banda desenată din România, ci o recuperează, o restaurează, o păstrează și, în ultimul rând, ne oferă nouă pentru a putea să ne bucurăm de acest fenomen cu totul și cu totul extraordinar. Văzând expoziția de față, ne dăm seama că spațiul românesc nu a fost cu nimic mai prejos, cel puțin din punct de vedere al fenomenului de bandă desenată, cu marile creații, marile mișcări din domeniu din Europa Occidentală. Dacă ajungem la Bruxelles și vizităm, de exemplu, Marele Muzeu al Pieței Desenate, unul dintre cele mai importante muzee europene de bandă desenată, și facem o comparație cu ceea ce vedem aici, observăm că românii, creatorii români de bandă desenată, cum spuneam, nu sunt cu nimic mai prejoși față de cei mai importanți creatori din domeniu din Europa Occidentală sau din Statele Unite. De altfel, dacă ne uităm cu atenție, avem o vitrină în care putem admira mai multe albume de bandă desenată create după 1990 și regăsim drept autor, artiști români care au ajuns să se afirme în acest domeniu în Statele Unite. Știm cu toții, Statele Unite reprezintă astăzi una dintre cea mai bine dezvoltată piață de bandă desenată din lume. Ceea ce vedem astăzi este doar o mică parte din colecția lui Alexandru Ciobotaru și să sperăm că în viitor și cu sprijinul Muzeului Național de Istorie a României, căruia îi mulțumim încă o dată, vom putea asista la alte expoziții, la alte lansări de carte și în felul acesta cu toții mai mari sau mai mici ne vom putea bucura de această lume extraordinară pe care banda desenată o presupune. Vă mulțumim, domnule profesor. O să-l rog acum pe Alexandru Ciobotaru să ne spună câteva cuvinte și pe urmă o să îl punem la muncă din nou. Bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur că totuși am reușit să ne strângem un picuț în ciuda acestei vremi care nu ține cu noi. Este o expoziție pe care o plănuiesc de vreo 11 ani, chiar dacă nu în formula asta. Într-adevăr, mi-am dorit o expoziție de istoria benzii desenate românești, dar am ajuns să facem o expoziție mai deosebită, în sensul că tot ce vedeți în această expoziție sunt lucrări care nu au fost prinse până acum într-un studiu dedicat istoriei benzii desenate. Și la fel ca și albumul care însoțește această expoziție sunt lucrări care au scăpat studiilor anterioare legate de bandă desenată. Deci sunt lucruri mai puțin cunoscute, lucruri mai puțin inventariate, unele chiar inedite chiar și pentru mine când le-am descoperit. Și marea provocare a fost să aducem în fața publicul într-o expoziție, lucruri care nu sunt prins într-un studiu de bandă desenată, de istoria benzii desenate și, practic, să completăm astfel istoria benzii desenate cu lucruri inedite.
Al doilea lucru a fost că mi-am dorit foarte mult să nu apelăm la copii Xerox sau la lucruri printuri, ci să aducem chiar formatele originale, fie că e vorba de periodice, de albume sau chiar de planșe originale, cum veți vedea în expoziție. În rest, nu pot decât să mulțumesc foarte, foarte mult celor care m-au încurajat și m-au sprijinit. În primul rând, Asociația Muzeului Jucăriilor, domnii Mihai și Cristian Dumitru, care sunt niște oameni fantastici care m-au susținut necondiționat și care m-au impulsionat cumva să ducem la capăt acest proiect. Sigur, domnului Tonel Ilie și Muzeului Național de Istorie, care a avut încredere să facem această expoziție, dar și lui Alin Jucolă, la fel cum a sprijinit din prima zi, a semnat și prefața albumului care va fi în curând disponibil și foarte, foarte mulți prieteni care m-au ajutat cu frânturi de informații sau chiar cu materiale. Mulțumesc foarte mult! Și noi mulțumim lui Alexandru, vă mulțumim și dumneavoastră. Vă invităm să îl vedeți la lucru și să vizitați și Muzeul Jucăriilor. Domnul Cristian Dumitru e aici, vă poate face o prezentare deosebită și, desigur, și celelalte expoziții pe care le avem deschise cu ocazia Nopții Muzeilor. Sigur, și de mâine, încolo, oricând sunteți bineveniți la muzeu. Vă mulțumim și vă urăm o amiază cât mai și o seară cât mai bună.